Ghiroda s-a dovedit a fi din nou ținta greșelilor de arbitraj. Echipa Timișana a fost dezavantajată clar de cavalerii fluierului în meciul contra celor de la Dinamo și mai rămâne un an în Liga 3 Giroda a reușit să deschidă scorul în minutul 4 în urma unui autogol. Dinamo a egalat dintr-un penalti inexistent, văzut doar de arbitrul Marian Barbu. Apoi Timișenii au avut un gol perfect valabil pe care arbitrii l-au anulat. În loc de 2 la 1 s-a făcut 3 la 1 pentru Dinamo, prin reușitele lui Delciu și Vasile. Aceasta a fost soarta unui meci în care pe teren s-a văzut care este echipa mai bună, însă nu a beneficiat de un arbitraj corect. De menționat că și în meciul contra celor de la FC Bihor, Ghiroda a fost privată de victorie tot de arbitrii.